Până duminică toate negocierile politice să fie finalizate, astfel încât de luni să intrăm în procedura pentru ca să ne ținem de cuvânt în fața românilor, așa cum am promis, ca joi România să aibă un guvern. Astăzi, dumneavoastră le-ați spus că dacă nu intră UDMR, nu intră nici PSD. Cât de adevărate sunt aceste declarații ale dumneavoastră? Sunt normale anumite discuții când formezi o coaliție, când ai negocieri. Eu vreau să-i asigur pe români în continuare că joi România va avea un guvern. Și trebuie să înțelegem toți care purtăm aceste negocieri și dorim această coaliție, că până duminică aceste negocieri trebuie să... această situație privind Ministerul Dezvoltării. Prin negocieri. Vă rog. Iertați-mă, dacă în momentul de față UDMR are Ministerul Dezvoltării, cei de la PNL înțeleg că nu se împacă cu gândul că transportul ar putea să se ducă la PSD și acum cer dezvoltarea. În aceste condiții, cum vedeți dumneavoastră mai clar, înțelegem discuții, dar cum se poate rezolva acest aspect? Cred că cel mai... Ținând cont de întrebarea dumneavoastră, cred că cei îndreptățiți să vă răspundă la această întrebare sunt cei de la PNL și UDMR. Dacă UDMR nu intră în coaliție de guvernare, PSD nu intră nici și sunteți dispuși să votați un guvern minoritar, asta ați spus înăuntru. Așa este? Susțineți și public acest lucru? Noi am pornit în această coaliție, noi Partidul Social Democrat. Această coaliție va fi formată de către PNL, PSD, UDMR, minorități. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, ascultați-mă până la capăt și o să vă lămuresc exact. Logic înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD-PNL. Deci dacă UDMR-ul în acest moment iese din această coaliție, automat și PSD-ul va ieși, pentru că nu am alt mandat. Ați vota un guvern minoritar, că nu mi-ați răspuns. Cred că sunt pașii. V-am explicat exact pașii. Transporturile le puteți ceda către liberali? Am impresia că liberalii chiar doresc ieșirea UDMR de la guvern. Haideți să înțelegem. PSD-ul nu are niciun minister. E vreun ministru al transportului de la PSD. Pe algoritmul se poate să ajungă acest minister la PNL? Așteptăm. De aceea avem negocieri. Astăzi, ați avut impresia că încearcă să scoată UDMR la guvernare prin pretențiile la Ministerul Dezvoltării? Nu, n-aș duce lucrurile în această zonă, dar repet, eu am un mandat de la partid foarte clar, că vom creona o coaliție PSD, PNL, UDMR, minorități. Al mandat nu am. Dar totuși... Dacă minoritățile, UDMR-ul sau PNL-ul ies din această coaliție, pleacă și PSD-ul. Dacă este prea mult pentru PSD să cedeze și Ministerul Transporturilor și funcția de premier, poate își permite PSD acest lucru? În acest moment avem niște negocieri. Și este normal să le ducem în interiorul negocierilor. Mă întreb pentru că sunt colegi de-ai dumneavoastră care vă suspectează că negociați cu Partidul Național Liberal individual să cedați Ministerul Transporturilor. Mă bucur de acest lucru. În împărțeala inițială... Aveți o întrebare serioasă sau speculații că vi se pare dumneavoastră? PSD este dispus să renunțe la Ministerul Transporturilor? Dar nu avem ministrul la transporturi. Minister, am spus. Dar nu avem nici Ministerul Transporturilor. PSD își dorește Ministerul. Categoric, PSD-ul își dorește Ministerul Transporturilor. Nume și ministere din afara Partidului Social Democrat, domnule Ciolacu. Categoric. Mama azi dimineața am vorbit cu dânsa și mi-a impus anumite ministere. Mulțumesc mult.